Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț se pregătesc intens în aceste zile pentru debutul în noua stagiune. După meciurile de la turneul de la Piatra Neamț, elevele lui Marian Constantin și Mihaela Voivod vor susține cel puțin 7 partide până la primul joc din campionat de pe data de 18 octombrie. Încercăm să mai jucăm două meciuri cu Știința Bacău, o echipă la fel care se bate la titlu, prin Cirena aia și încă vreo două meciuri, mai avem două meciuri de cupă. Eu sper să mai prindem încă 7-8 meciuri până la debutul campionatului. Prezentă la turneul amical de la Piatra Neamț, CSM București are ambiții mari în noua stagiune pe care o începe cu un meci împotriva celor de la Târgoviște. Veterana Claudia Gavrilescu speră ca echipa să aibă un parcurs bun în campionat și la 34 de ani nu are de gând să renunțe la sportul de performanță. CSM-ul vrea să ia în campionatul de anul acesta tot ce se poate, cupă, campionat și un parcurs cât mai lung în cupele europene. Da. Cum este debutul de campionat pentru voi? Este unul greu, este unul relativ ușor? Debutul de campionat. Vom debuta în campionat acasă, pe teren propriu, contra echipei din Târgoviște. Cred eu că va fi un meci în care vom reuși încă o dată să confirmăm ceea ce am confirmat anul trecut pe final de sezon. Ești o jucătoare cu mare experiență, Claudia, din câte am înțeles, 34 de ani. Vrei să mai continui acest sport? Cum e la această vârstă? Îmi place, este de la an la an este mai greu din punct de vedere fizic, dar parcă dorința este aceeași. Da, mai știi la câte echipe ai jucat în carieră? La multe echipe n-am jucat, dar știu că este al 19-lea sezon în divizia A.